Bună ziua, bine ați revenit la emisiunea noastră. Astăzi avem un invitat foarte simpatic și foarte drag mie, cel puțin, pe Vlad Bârzanu, care este un star al tinerei generații de actori, al foarte tinerei generații de actori, nu? Da. În ce stadiu ești cu școala acum? Acum termin masteratul aici la București. Pe sfârșit, cu studiile, da, așa. Să zicem, da. La doctorat am zis că nu mai, nu. Cel puțin nu deocamdată. Așa. Păi acum ce să facă un actor cu doctoratul, nu știu. La ce ți-ar folosi? Dacă vreau să predau, dar deocamdată nu mă tentează deloc. Nu te tentează, ideea. Nu? Nu, n-aș suporta să stau cu... Să, cu oameni ca noi, știi? Așa, nu. Nu, deocamdată trebuie să mai cresc un pic ca să pot să am atâta răbdare, cred că. Așa e, da, să ajungi la maturitate, nu? Ca să aici împărtăși unora mai mici, da, ca tine. Da, adică da. Eu nu n-aș avea răbdare cu mine, știi? Și atunci nu cred că aș avea nici cu alții nici acum. Cu alții, deci... Da. Și tu, deși ești foarte, foarte tânăr, ai început de mic actoria, ai state vechi, deși mai tânăr, exact. Da. Cum ai debutat? Eu știu că am făcut noi... secret. Țin secret, da, păi nu, dar mă gândeam că mai bine povestești tu. Păi am debutat în liceu când eram la Baia Mare și eram în trupa de teatru de la liceu a domnului Weiss, trupa de teatru în limba franceză, și domnul Weiss era pe atunci director artistic la teatru din Baia Mare. Și când a venit să monteze domnul Frunze istoria comică a doctorului Faust la Baia Mare, a avut nevoie de figurație și domnul Weiss a spus, am eu o trupă de copii, de copii foarte drăguți, nu vrei să-i vezi? Și ne-a văzut domnul Frunze și ne-a luat în spectacol pe... Cred că ai văzut spectacol, dacă nu mă știu. Da, sigur, l-am Îngeri, văzut. Călugări, tot felul de spirite, de fantome, de... Așa, era și după era foarte atunci... bun Mephisto acolo, Richard Balint. Da, Richard Balint. Da. Da, și noi stăteam. A fost un proiect foarte fain, că era primul nostru proiect pe care îl vedem așa din culise, știi, și era, îți dai seama, totul era fascinant. Orice se întâmpla era fascinant. Chiar mă gândesc acum cât de cuminte stăteam la, în culise, stăteam toți la spectacolul ăla și nu mișcam și eram acolo non-stop. Acum, deja, la nu foarte mult timp după asta, deja parcă nu mai ai răbdare să stai tot spectacolul în culise. Parcă se schimbă lucrurile, din păcate. Adică... Ei, încă nu ești, adică sper că încă nu ești plictisit. Nu, dar nu mai am același fel de... Și de fapt nici în facultate cumva deja dispare parcă brusc magia asta. Inocența, nu? Da, ne pierdem exact, inocența. Da. Nu mai stai în culise așa fermecat de tot ce se întâmplă. Începi să critici, să judeci, să te gândești cum ai face tu, să te gândești că tu n-ai putea face așa sau... Da. Deci nu te mai uiți ca un spectator așa, ci deja privești ca un actor și te gândești, aoleo, ăla joacă mai bine, uite ăla ce prostie. Da, din păcate. Da. Sau nici măcar, nu știu. O schimbare apare oricum, nu știu. Tu ești și un bun spectator? Te duci adeseori la teatru sau...? Mă duc, dar nu neapărat... depinde, nu știu ce înțelegi prin adeseori. Când cum, nu știu. Nu, de exemplu, în București, dacă ajung acasă, nu mai vine să plec să nicăieri, nici să ies în oraș, nici să merg la teatru, nici să... fiindcă totul mi se pare foarte departe aici și încă nu reușesc să depășesc chestia asta de distanțe, să le... Acum ce-i drept, din păcate, trebuie să recunoaștem că în București nici nu sunt foarte multe lucruri grozave de văzut. Destul de puține spectacole bune. Da. Asta nu... Asta nu zici tu, nu vrei nu, să zici? Nu vreau să zic, fiindcă nu am văzut atâtea spectacole în București, deși ar trebui, fiindcă oricum ar fi ele bune sau mai puțin bune, ar trebui să le văd și eu și colegii mei și nu numai. Să adică toți ar trebui să mergem, nu, mai niște ales. Niște lecții de teatru, da, pentru voi, indiferent. Și o lecție e și... un spectacol prost, că înveți cum exact, să nu faci, da. Adică tot e. Și mai pentru noi, cred că toți actorii, adică toată breasla cumva ar trebui să, da, meargă mai mult la teatru.
Sunt, din păcate, unii actori care mai mult joacă decât văd, decât știi? Văd, da. Așa cum sunt și mulți jurnaliști care mai mult scriu decât citesc. Deci, ceea ce e foarte grav. Da. Așa, și după istoria doctorului Faust ai trecut foarte repede de la statutul de figurant la cel de actor în toată legea, apoi la Baia Mare. Da, am mai făcut două spectacole cu domnul Frunză, tot la teatrul din Baia Mare, în care am avut roluri din ce în ce mai mari, și pe urmă cu Radu Afrim, tot la Baia Mare, și pe am dat la facultate. Și, încet, și deja aveai un portofoliu. Ai jucat în Slugă la Doi Stăpâni, parcă, da, nu? Și așa? În Caligula. Și în Caligula, unde ai avut un rol foarte mare. Erai acolo, important. Da. Scipio. Scipio, da. Și Jeff în Jocul de Vacanță. Erai de pizza boy, nu? Da, de pizza boy. Îmbrăcat în veveriță. Îmbrăcat în veveriță. Cum ziceai? Îmbrăcat în veveriță, vreau la tine sub fustiță. Corina. Și mai ziceai ceva cu pizza? Ketchup pun mai mult pe pizza, fiindcă știu că așa ți-e fița. Corina. Tot cu Corina era. Da. Să încheia tot cu Corina, da. Era leitmotivul lui. Avea și el un leitmotiv, Corina. Foarte, foarte drăguț acel spectacol, da. Foarte drăguț. Într-adevăr. Pare rău că n-am jucat foarte mult în el, fiindcă am ajuns la... După ce am mers la facultate, n-am mai jucat eu. Că... Da, că era deja era destul aglomerat de greu. Situația. Da. Și facultatea ai făcut-o la Cluj, nu? Da, la doamna Miriam Cuibus. 3 ani am terminat. În 2012, da? Vezi, deja, deja de mult. Păi, nici mai știi în ce an suntem. Așa, adică... 2014, măcar atât. Da. Și acum, tot în 2012, am dat la masterat aici și am intrat la domnul profesor Gelu Colceac și doamna profesoară Tania Filip. Și... Acum termin și masteratul. Și gata, scapi. Da. În sfârșit, treci clasa și gata. Da, am diplomă. Și acum știu că oricum nu-i frumos să-ți critici profesorii sau așa, dar cum ți se pare școala din Cluj față de cea din București? Sau, adică, mă rog, nu în termen de mai bine sau mai rău, dar e vreo diferență de da, mentalitate? Sunt de... foarte multe diferențe și chiar am vorbit foarte mult despre lucrul ăsta de când am venit aici la București și cu colegi de la masterat, care normal erau foarte curioși cum funcționează lucrurile la noi. Și eu eram curios cum funcționează lucrurile la ei și ce-i diferit, adică de-aia am dat și la masterat. Și acum, după ce am tot vorbit atât, am ajuns la concluzia că nu știu dacă pot să spun că una dintre facultăți e mai bună decât cealaltă, dar cred că cea mai bună facultate din România ar fi facultatea rezultată din combinația Cluj, celor două, da. Cluj-București. Nu știu, să faci anul întâi la Cluj și 2 ani cumva la București. Asta ar fi, cred, o variantă foarte bună. Fiindcă la Cluj se pun niște baze foarte bune, din punctul meu de vedere, în anul întâi. Adică înveți niște lucruri foarte importante, care sunt cumva ABC-ul. Ca de exemplu? Toate lucrurile astea de care ai neapărat nevoie în meseria asta, fiindcă nu, care chiar nu există în alte meserii și care sunt complet noi față de ideea pe care ți-o faci tu despre actorie înainte să dai la teatru. Vrei să dai la teatru și dacă nu ai făcut teatru înainte, ai așa o idee că totul e foarte frumos și destul de simplu, nu e foarte greu. Dar în anul întâi înveți toate lucrurile care țin de concentrare, de atenție, de lucru cu partenerul, prin... tot felul de jocuri, de relații, de statut, de cumva bazele meseriei, fără care chiar nu poți să faci. Adică e tehnica, nu știu, abar n-am cu ce să compar. Adică, deși jucasești destul de mult înainte să intri la facultate, zici că ai învățat multe și în facultate, dar nu a fost de prisos, adică da, n-ai făcut școala degeaba. Nu, nu, deloc. Bine, avantajul meu că am făcut teatru înainte de facultate a fost că nu aveam imaginea asta de totul e roz și frumos și e așa, doar așa, artă așa. Și minunat și mergem și ne facem artiști. Dar tehnica foarte multă nu știam înainte de facultate. Adică
na, mai vedeam pe aici, pe acolo câte ceva, dar nu le înțelegeam pe deplin. Adică după ce am ajuns în facultate și m-am uitat la spectacolele pe care le-am făcut înainte de facultate, la filmări, am zis, aha, acum înțeleg de fapt ce trebuia să fac acolo. Am și mai greșit pe aici, pe acolo. Da, da. Deci nu e, cum se spune, că sfânta scândură nu e cea singura și adevărata școală. Adică nu, mai bine nu, mai nu, treci cred. Un pic și pe la școală din când nu, în normal. Când. Adică probabil că poți și făcând numai teatru și fără facultate să înveți, dar cred că ia mult mai mult timp și ajungi un actor mai puțin bun. Adică nu știu dacă poți face foarte multă performanță în timp. Da. E, poți să mergi pe talent câțiva ani și după aia nu prea mai e ce să faci. În afară de cazul celebre ca Marlon Brando sau mai știu eu cine, dar mă rog, clar că sunt... Excepții, dacă se poate spune așa, da. Așa. Și acum joci în continuare, deși mai ai un pic și termine acum masteratul. Și acum la școală practic ai de prezentat doar o disertație sau ce? De jucat ceva, bănuiesc, da, asta trebuie e. Să jucăm niște spectacole și va trebui să scriem o lucrare de disertație și să o susținem. Și ce temă ți-ai luat? Încă nu mi-am luat tema, fiindcă încă nu am început să lucrăm la disertații. O să le dăm, cred că, în februarie. Dar la spectacole ați început, nu? La spectacole, da, se lucrează. Și anul nostru a făcut patru spectacole, Cântăreața Cheală, Chicago, O noapte furtunoasă și Stele Lumina Dimineții. Așa. Deci foarte diferite. Da, da, foarte diferite și ambele, toate... Patru? Nu toate patru, doar trei dintre ele sunt în câte două sau chiar trei distribuții în unele cazuri, adică... Și joci în toate? Nu, eu joc doar în Stele Lumina Dimineții, fiindcă... Ești angajat deja ca actor, adică, da, nu? Fiindcă lucrez la Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea și la Teatrul din Târgu Mureș. La Teatrul Național din Târgu Mureș, da. Și anul ăsta nu am reușit să intru decât în proiectul ăsta, în Stele Lumina Dimineții, pe care urmează să-l scoatem după Paști, pe 25 aprilie, probabil. Deci la un ATC, cine da. Vrea să vină să vadă spectacolul. Sala Atelier în curte. Așa. Ești printre actorii tineri foarte fericiți. Ai primit un angajament. Nu? Da. Chiar două. Două. Da. Că ești angajat full-time la Râmnicu Vâlcea și... Și am un spectacol la Teatrul Național din Târgu Mureș. Pe care l-am și văzut și care este extraordinar. Deci spectatorii din Târgu Mureș musai să-l vadă. Da. Martiri în regia lui... Teodor Cristian Popescu. Poate o să ne povestești și despre spectacol. Sigur. Da, acum hai să facem așa un pic de critică socială, așa, cât e de greu pentru un tânăr actor să capete un angajament și cât e de bine tratat în teatru și așa mai departe. Da. Eu chiar m-am gândit că acum văzând și cum funcționează sistemele în două facultăți diferite și ce se întâmplă cu studenții care termină, am ajuns la concluzia că eu am avut foarte mare noroc. Adică, din punctul ăsta de vedere, sunt o excepție și nu pot să vorbesc în numele meu și să spun că, uite ce simplu e, eu am făcut, am acolo un contract, de ce vă plângeți? Nu, fiindcă sunt conștient de faptul că chiar am avut noroc foarte mult. Ești și foarte bun. Dar poate că sunt și alții sunt talentați. Am foarte mulți colegi foarte buni, la fel de buni ca mine, poate chiar mai buni. Și, Ei, ești modest, da. Nu, sunt realist. E mult mai bine să fii realist decât modest. Așa. Fiindcă, nu, chiar așa e și chiar... Poți să fii foarte bun și să nu ai șansa să te vadă cineva sau cineva să aibă în gând un proiect la care să te potrivești, fiindcă spectacolul de la Mureș e un proiect în care mă potriveam foarte bine. Da. Știi? Adică
bun sau nebun. Că faci acolo Mă potriveam ca vârstă, ca aspect, ca, adică era, știi, un pic ca la film. Am nevoie de fața aia care să arate așa. Și în spectacol, în ultimul spectacol de la Vâlcea, la fel. Fiind vorba tot de un adolescent. Da, da, exact. Și cred că ține și să fii bun și să lucrezi și să te ții de treabă și când intri într-un proiect să îți faci treaba bine. Și dar ține, cred, din păcate, foarte mult în meseria asta, mai mult decât în orice altă meserie, de noroc. Fiindcă chiar am, nu numai colegi, și prieteni, actori foarte buni care nu au aceleași șanse sau au avut mai multe șanse, știi? Adică Atât de relativ. Da. Dintre colegii tăi de facultate, de exemplu, de la Cluj, câți lucrează? Am mai numărat de câteva ori, dar nu mai știu exact. Cam înspre jumate din clasă, cred că au colaborări sau contracte chiar. Am înțeles. Fie în teatre, sunt pe la Oradea, pe la Petroșani, la Turda, Vâlcea, la Vâlcea mai am încă o colegă de clasă. La Mureș sunt cu un an mai mare decât noi. Da. Deci jumătate. Și din cei de la București lucrează toți de la master? Au toți... Din cei de la București au doar contracte de colaborare. Unii. Dar nu toți. Deci... Nu, dar oricum aici în București e un sistem complet diferit față de restul țării și lucrurile funcționează complet altfel. Fiindcă în restul țării, când ai un proiect, te concentrezi numai pe proiectul ăla, fiindcă e probabil într-un teatru și în orașul respectiv nu mai există altceva de făcut. Da, eventual mai e un radio, mai e un teatru mai mic sau de teatru de copii, dar nu ai unde să fugi, să ai încă 100 de proiecte în paralel. Aici, în București, e mai complicat. Da. Luăm o scurtă pauză și revenim cu povestea asta. Pauză! Te-ai săturat de emisiunile în care ești doar un simplu spectator? Primetime România este singura emisiune care îți dă dreptul la replică. Sunt Oana Bojan și te aștept la Radio Links să găsim împreună răspunsurile la cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea românească. Marți de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Departe de jungla mainstream-ului, marți seara de la ora 21 ai alternative. Rock alternativ și electronic. Julius îți arată partea inteligentă a muzicii cool. Eats on the table. Hey, it's in the city.
Am revenit cu Vlad Bârzanu. Așa, deci povesteai că Bucureștiul e mai special, nu? Pentru că aici mai există, sunt o grămadă de teatre independente. De teatre independente și de multe alte posibilități. Adică da, da. Reclame TV, filme, scurtmetraje, mult mai multe teatre care văd că tot mai mult lucrează, adică acceptă să lucreze cu colaboratori, da, uite, din teatrele din București, ceea ce e un lucru bun, cred. Și în plus tot felul de firme care fac spectacole de teatru pentru petreceri de copii sau pentru copii, plus dublaj de desene animate, plus sunt multe, 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 multe posibilități aici. Ok, deci... Dar nu e numai un lucru pozitiv ăsta, din punctul meu de vedere. Așa, pentru că te îndepărtează de misiunea ta de actor mai degrabă, nu? Sau nu? Da, nu neapărat că te îndepărtează de misiunea de actor, dar e și un oraș în care trebuie să câștigi bani mai mulți ca să trăiești în el, fiindcă te costă drumuri, mâncare, chirie și alte cheltuieli și atunci încerci să faci tot fel de lucruri și nu știu, am vorbit cu multă lume în ultima vreme, cu mulți actori care mi-au spus, care joacă în București în multe diverse forme și mi-au spus și ei lucrul ăsta, că cumva pierzi din prin fuga asta, dintr-un loc în altul, pierzi din concentrare și din bucuria de a juca. Adică nu a pus să te mai bucuri de rolul pe care îl faci astă seară, fiindcă te gândești că mai trebuie să ajung într-un loc și mâine mai am de făcut încă 4 lucruri care sunt în 5 capete ale orașului și așa mai departe. Păi sunt cunoscute cazurile unor actori celebri care joacă câte 4 spectacole pe zi. Da. Ca să-și achite nu știu ce credite bancare, ei, ca să chirie și așa. Și într-adevăr, cum spui, se pierde bucuria, nu? Că nu mai poți să mai savurezi dacă ești hăituit și cu inima în gât tot timpul. Da. Și eu acum mă gândesc dacă vreau să intru în dansul ăsta. Așa. Nebun. Da. Sau dacă vreau să rămân așa, mai cu cât un proiect odată. Cu mai puțin bani, dar nu știu. Acum da, depinde de cum te poți descurca și de ce e prioritar. Da. Deocamdată am reușit și să mă descurc și am avut și norocul să fac și spectacole care să-mi placă foarte mult. Da. Și atunci, deocamdată tind spre partea asta, spre varianta mai, mai puțin, dar mai puternic, nu? Da, da. Mai ofertant. Povestește-ne despre cele două spectacole în care joci acum, rol principal în amândouă, trebuie să spunem că ești cap de afiș acolo. Da. Deci în cel de la Vulcea. În cel povestește-ne de la Vulcea, că eu nu l-am văzut, din păcate. Nu, da, trebuie să-l vezi tu. Da, așa, îmi iau angajamentul. Cel de la Vulcea se numește O poveste ciudată cu un câine la miezul nopții. Și e o dramatizare după romanul lui Mark Haddon. E un roman celebru, cu același titlu, da. Un bestseller de acum câțiva ani, cred că vreo 7 ani, dacă nu mă știu. Care a apărut la editura 3 în România. Nu mai știu. Da, există deja, eu l-am văzut în mai multe variante, deci de la mai multe edituri, nu mai știu la care a ieșit. Și e un roman pe care l-a citit chiar și motanul meu. Așa. Motanul tău Uțu sau? Miloș. Da. Ca să vadă și el în ce joc. Așa. Și a fost de acord? Ți-a dat... Da, nu avea o față foarte satisfăcută. Da. Așa. Mă rog, închid paranteza asta și... E un roman foarte frumos, în primul rând, fiindcă spune o poveste foarte frumoasă a unui copil autist de 15 ani, care găsește câinele vecinilor mort pe peluza grădinii din față și de aici pornește o întreagă serie de întâmplări, fiindcă el încearcă să îl găsească pe criminalul, pe ucigașul câinelui,
Dar în căutarea asta descoperă alte lucruri, cum ar fi că mama sa nu e moartă, așa cum i-a spus tatălui, ci a plecat la Londra cu vecinul, a cărui câine e Al mort cărui acum, câine e da, mort acum, destul ia de uite ce, îmbârligată îmbârligată, povestea. Și decide să plece, și că pe câine l-a omorât tatăl său, deci a și omorât câinele, l-a și mințit în legătură cu mama lui și decide să meargă la Londra în căutarea mamei sale și toată povestea asta e ca un drum inițiatic așa, care e foarte frumos și ce e frumos la roman e că prezintă foarte frumos lumea prin ochii copilului. copilului, foarte inocent, foarte curat și te face să te gândești, cred, la multe lucruri. Este o replică care îmi place foarte mult. La un moment dat, el o întreabă pe mama lui, o întreabă dacă îl vor aresta pe tatăl său. Și mama îi spune că doar dacă vecina depune o plângere. Și el întreabă ce e aia și mama îi spune că e atunci când spui polițiștilor să aresteze pe cineva pentru o infracțiune minoră. Și copilul întreabă Christopher, așa îl cheamă pe copil, zice, să-l ucizi pe Wellington e o infracțiune mică? Și mama zice, da, Christopher, este. Vezi, și asta mi se pare actual Da. și foarte frumos spus și când o vezi, cred că când o vezi în spectacol prin gura unui copil autist, are altă greutate, știi? Și chiar te întrebi, măi, ce se Da. întâmplă cu toată povestea asta, cu câinii care... cu câinii comunitari și așa. Și tu în documentarea pentru rol ai căutat să vezi și cum e despre ce-i vorba în toată Da. povestea asta cu autismul și așa, Da. cum ți-a fost? Păi am căutat foarte multe documentare pe YouTube, câte am găsit, bine, majoritatea în America sau în Anglia sau oricum nu în România. Am găsit câteva și din România, câteva cazuri. Am vorbit cu niște prietene, una e logoped și lucrează cu copii autiști și încă o prietenă, psiholog, care mi-au trimis niște informații și niște caracteristici generale și am fost împreună toată echipa spectacolului la Râmnicu Vâlcea, la o școală de copii autiști, la o clasă și a fost o experiență foarte frumoasă. Ne-am simțit foarte bine cu ei și am cântat cu ei, ne-am jucat cu ei, am povestit, am desenat, ne-au arătat pe acolo prin clasă tot felul de lucruri și chiar a fost o experiență foarte frumoasă și am plecat toți așa cu cred că cumva foarte luminați de acolo, știi, așa. Deci au comunicat cu voi, în ciuda faptului Da, da, că da, da, se spune că nu comunică, asta ar da. Da, e fi. chiar au un univers foarte frumos și de-aia ne e drag spectacolul și ne-a fost drag din prima clipă, fiindcă e un univers foarte frumos. Da. E mult mai frumos decât al nostru. Și copilul tău autist, deci e, în universul lui e fericit, nu? Lumea din afară îl face nefericit, tocmai Da. descoperirea lumii. Da, tocmai descoperim, fiindcă are niște... toate emoțiile la ei sunt foarte puternice și atunci dezamăgirile iarăși sunt extrem de puternice și asta e foarte interesant că reacționează și fizic la tot stimulii exterior. Pentru că pentru ei toți stimulii exterior sunt mult mai mari. Adică o Da. simplă atingere înseamnă, nu știu, probabil e ca o lovitură de mașină pentru noi. Deci Da. e... Cred că ai Dar... văzut și filmul cu Dustin Hoffman, Rain Man. Da. Normal. Normal. Așa. Dar chestia e că fiecare copil cu autism e foarte diferit, adică nu poți să-i cataloghezi, să spui că asta înseamnă autism. Nu, fiecare e unic în felul lui și de asta, într-un fel, e și foarte greu să... încă nu există o terapie foarte clară
pe tema asta, adică foarte concretă, fiindcă nu pot spune, uite, asta funcționează la toată lumea, nu, trebuie să lucrezi cu fiecare în parte, să ajungi să-l cunoști și să înțelegi exact de ce are nevoie. Da. Poate îmi povestești tu, după o scurtă pauză, cum ai ajuns tu să-ți cunoști personajul tău, da? Bine. Lifestyle, sănătate, îngrijire, fashion, teme care ne preocupă tot timpul. Sunt Alexandra Jeles și vă invit în fiecare joi la emisiunea 90-60-90 pe romanialiberă.ro și la Radio Links de la ora 13. Discutăm cu medici renumiți, vedete și personalități ale momentului despre un stil de viață sănătos și mereu în trend. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Am revenit cu invitatul nostru minunat de astăzi, Vlad Vârzanu. Așa, povesteai despre cum ai ajuns tu să descoperi personajul, copilul autist din spectacolul tău. Da, pornind de la copila și pe care i-am cunoscut. Pe care i-ai cunoscut, ai zis, da. Sincer, cred că cel mai mult m-am folosit de... ideea asta a inocenței, sentimentelor, care ți-am spus mai devreme că se spune că ei nu ar avea emoții sau că nu știu să le folosească, dar eu când i-am cunoscut pe copii pe care i-am cunoscut, ți-am spus, mi s-au părut că au cele mai multe emoții dintre toți oamenii și sunt plini de tot felul de emoții frumoase, știi?
și au o sinceritate. Și cred că asta am folosit cel mai mult în construire. Și până la urmă cred că nu au probleme de comunicare ei, ci de fapt sunt foarte sinceri, știi? Și poate că noi avem de fapt probleme de comunicare, fiindcă ei ce simt, aia fac, aia spun. Tocmai asta e, cumva asta îi face diferiți, că nu înțeleg sau nu folosesc regulile astea sociale, știi? De nu ai voie să, nu ai voie să. Deci, și practic, ei nu învață să mintă și să fie ipocriți, nu? Exact, da. și copilașul meu, personajul tău, Christopher, e, bine, și din scriitură e așa, e foarte sincer, știi? Și asta îi dă umor în piesă, fiindcă spune lucrurilor foarte sincer, pe nume. Adică când o altă vecină, mai în vârstă, doamna Alexander, încearcă să explice ce s-a întâmplat cu mama lui și îi spune că mama ta era foarte bună prietenă cu domnul Shears, cu vecinul, ea zice, înțeleg. Și ea spune, nu cred că înțelege, erau foarte, foarte buni prieteni. Și el spunea, da, adică făceau sex împreună. Știi? Deci chiar înțeles. Da, da. Chiar înțeles din prima și a fost foarte sincer. Știi? Și după aia face legătură și zice, a, deci de-aia a plecat domnul. Știi? Adică lucrurile sunt mai simple pentru ei și mai sincere. Și el ajunge să-și înțeleagă cumva și tatăl sau nu? Tatăl devine personaj negativ. Nu, îl iartă până la urmă, fiindcă, cum am spus că e un soi de drum inițiatic, până la sfârșitul piesei, băiatul ajunge să realizeze, el fiind conștient că e altfel, că e uneori gălăgios și greu de controlat, el știe asta despre el, dar la sfârșit ajunge să realizeze că a făcut foarte multe lucruri pe care nu le-ar fi făcut niciodată, de care era frică, lui era frică de străini, de atingeri, de multe alte lucruri și merge la Londra în metrou singur, pe tren, pe străzi noaptea, cu mama, cu tot felul de întâmplări și își dă seama că a făcut niște lucruri pe care în mod nu le-ar fi făcut și că lucrurile s-au schimbat un pic și că de fapt poate să facă orice. Și asta e adevărul, de fapt toți putem să facem orice și da. Deci drumul ăsta îl vindecă de fapt de autism într-un fel sau altul, da. Da. Mă rog, repet, dacă e, nu știu dacă autismul neapărat se vindecă sau se întâmplă altceva, de-aia, fiindcă eu încă nu știu ce să cred despre autism. Da. Și cine, hai să spunem, cine e regizorul acestui spectacol și ce la colegi masă, mai joacă, nu? Așa. Așa. Că am spus chiar la început, deci, am avut în gând, dar n-am scos, da. Așa, și cine mai joacă? Joacă, toți suntem actorii, suntem echipa de la Teatrului Anton Pandela Râmnicu Vâlcea. Joacă Amalia Huțan, Mădălina Ciotea, Florin Călbăjos, Ana Șușca, Rei Cosas, Andrei Brădean și mai e cineva? Da? Sau? Emilian Mârnea. Da. Așa. Nu este primul tău spectacol la Râmnicu Vâlcea. Anul trecut ai fost și nominalizat la debut la Uniter, nu? Cu un alt rol făcut acolo. Cu primul spectacol de la Râmnicu Vâlcea. Așa, ala, așa. Era primul spectacol. În Vis unei nopți de vară, în regia lui Botoș Balint, cu care am fost colegi de facultate. El a terminat regia la noi la facultate. Și a făcut la Vâlcea Visul unei nopți de vară. Și eu am jucat flaut. Tisbe. Tisbe, mai da. Clar. Mai clar, da. Da. Și te-ai bucurat că te-au nominalizat, nu? Da, fiindcă am fost foarte surprins, că nu mă așteptam, fiindcă nu
Deci știam când a fost comisia și știam că domnul Roman, directorul Teatrului Anton Pan, mă propusese pentru această categorie, că am zis că așa funcționează, adică așa. Fiecare teatru trebuie să trimită propuneri, iată ce spectacole avem noi, de ce vă chemăm să vedeți acest spectacol. Da. Și chiar vorbeam împreună, că ziceam, da, e debutul meu, dar nu e un rol așa de mare, adică de fapt vedem. Era debutul tău profesionist, pentru că tu debutasești de la 5 ani, ca să... Da, așa. 16. Stai 15, dar în istoria comedie, da. 16. Un rol important l-ai avut la 16 ani, nu? În Caligula ai jucat la 16 ani. 17 aveai. 17 și am făcut după aia imediat 18, da. Da. Ani, 2008. Da, profesionist, actor profesionist, da, într-adevăr, cu acest rol ai devenit. Cu diplomă, cu fata la mama. Exact, cu acte. Da. Da. Foarte frumos. Dincolo spectacolul de la Târgu Mureș, treaba e mult mai gravă. Așa. Nu mai e așa de roz situația, da. Joci un rol extrem de greu acolo, extrem de greu. Da. Nu? Așa se vede din afară. Da, e destul de... E greu și a fost greu și drumul până acolo, care e un drum care nu s-a terminat, care nu se termină la niciun rol de altfel, cred, până ce nu se... niciodată, de fapt, nu se termină. Și a fost greu fiindcă era și din, din punctul de vedere regizoral, adică de la Cristi a venit o propunere cu care eu n-am mai lucrat cu genul ăsta de teatru, așa, de intim și de... e foarte greu să fie totul și am lucrat foarte intim, tot timpul erau scenele, ai văzut că sunt scene de câte doi. Da. Și de mai mulți, dar majoritatea sunt scene de câte doi și sunt scene foarte... grele, așa, sunt ca o fierbă, așa, tot timpul e ceva și nu am mai făcut genul ăsta de roluri și n-am mai trecut prin genul ăsta de experiență și ăsta e un alt motiv pentru care mă bucur foarte mult de proiectul ăsta, fiindcă e greu. Da. Joci un adolescent care intră într-o criză mistică, într-un delir mistic. Da, fanatism religios, într-un fanatism, creștin. Da. Și care are la rândul lui de a face cu fanatismul darvinist. Darvinist al profesorei de biologie, da. Da. Deci sunt doi fanatici acolo în poveste. Da, așa, sunt doi fanatici, chestia, asta iarăși a fost greu, fiindcă eu după ce am citit textul am zis, clar, eu țin cu profesoara de biologie, am zis ce mă fac acum, că nu țin cu personajul meu, da. Și asta a fost foarte greu să găsesc un... nu pot să... îmi place personajul și atunci asta e ok, fiindcă cred în... Și eu cred în lucrurile în care cred cu tărie și atunci poate că asta ne-a, și asta, ne-a dus împreună. Da. Dar, bine, cel mai mult m-am înțeles cu personajul, mă înțeleg foarte bine. Da. Fiindcă el discută, pune mai multe probleme, ai văzut, adică... critică pe toată lumea. De fapt e un copil care se revoltă împotriva lumii. Da. Și e firesc la 14-15 ani cât are personajul să... Dar are într-adevăr o formă foarte specială de asta. Da, o face, da. Da, o face. El e supărat pe mama lui că a divorțat. Pe copiii de la școală, pe fetele de la școală că nuată în bikini la ora de... în not și ispitesc pe toată lumea, inclusiv profesorii, pe colegul lui care e schilod în urma unui păcat comis de părinții lui, așa adică crede, toate au explicația printr-un păcat. Da. Totul da.
cum spune și profesoarea de biologie, că Benjamin pretinde că toate bolile sunt un păcat trimis de la Dumnezeu, fiindcă așa scrie în Biblie și tot felul de lucruri din astea, care, normal, că eu le găsesc puțin aberante, da. Puțin mai mult. Se leagă și de biserică și da, de... Da, da. Da, culmea este că personajul preotului, mie cel puțin, mi s-a părut cel mai... cel mai cu mintea acasă, adică măcar nu era, ținea cu copilul, dar a încercat să-i dea copilului, să-i canalizeze fanatismul spre o chestie, hai vino să mergem în tabere. Da, în tabăra de Rusalii. De Rusalii, exact. Hai să... Da, păi și tocmai asta e problema lui Benjamin, că asta și spune că v-ați înmuiat, nu mai aveți curaj, nu mai aveți sânge în voi, sunteți slabi. El ar fi mut o biserică așa, ar fi să pleci într-o cruciadă, nu? Da, fiindcă el consideră că e singurul care a citit și a înțeles Biblia. Da, și... Da. Ce-i drept, pe de rost a învățat-o, te-am admirat. Da. Cred că ai făcut un travaliu uluitor. Deci ai învățat jumătate, cel puțin, din Biblie. Cred că pe de rost. Da, acum de pași nu știu dacă merg la biserică, fiindcă nu știu dacă pot să mai aud un citat din Biblie prea curând. Sau să nu cumva să te apuci tu să vrei să zici că știi mai bine. Să ridic mâna. Eu știu mai bine. Aș vrea să completez aici. Da. Biblia zice că... Eu aș putea să țin o predică mult mai dură, nu? Da. Așa. Vezi, asta e punctul în care cred cel mai mult în personaj, când spune, apropo de biserică, că... Vrei să-ți spun un citat din Biblie? Da, spune, te rog. Că spune că în Biblie scrie, atunci când vă rugați, nu faceți ca fățarnicii, cărora le place prin sinagogi să se roage ca să se arate oamenilor. Știi? Da. Și atunci când te rogi, să intri în camera ta singur. E un citat din Iisus Hristos, nu? Adică, care de fapt ce spune? Că rugăciunea este o chestie foarte intimă, într-adevăr. Da. Și care nu trebuie făcută cu fățărnicia. Nefățărnici, fiind, luăm o pauză și venim după aia. Așa. Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Mașina timpului, în fiecare miercuri de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Am revenit cu citatele tale din Biblie. Așa. Știi, chiar am jucat acum spectacolul duminică de Flori. Da, chiar de Flori. Și chiar ne gândeam, aoleu, ce, oare câtă lume o să vină, cum o să fie, cum o să ia spectacolul. Da. Da, a fost foarte bine și a venit multă lume. Da, este extraordinar că tu îl joci atât de bine pe copilul ăla, încât nimeni nu poate să spună, Doamne, ce nebun, știi? Nu! Chiar nu, adică e... Da, nu, nici eu nu cred că e nebun, dar pur și simplu face ce fac mulți toți adolescenții. Cred într-un lucru și se revoltă și dau niște argumente pe care de multe ori nu le înțeleg nici ei, știi? Da, de fapt, despre asta era vorba. Pentru că, de fapt, el distorsionează toată învățătura creștină, care e vorba despre iubire și înțelegere, da, el devine un promotor al urii, pornind de la... Ar fi un războinic din jihad, așa. Da, exact, ceea ce nu are legătură cu creștinismul, sau nu mai are de multe secole. Da, până la urmă lucrurile astea, știi, se găsesc în Biblie și până la urmă stai și te gândești. Cum? Se găsesc, dar depinde cum le interpretezi și cum le scoți din context. Da, exact. El nu interpretează nimic, spune totul ad literam. Ce faci de Paști? Mă duc acasă la Baia Mare, abia aștept, în sfârșit. Vei avea o mică vacanță, da, nu? Mică, fiindcă pe 23 deja joc din nou la Târgu Mureș. Așa. În Martiri, nu uitați. Da.
Păi te mai așteptăm pe la noi când mai ai ceva de povestit. Sigur. De-abia cu mare plăcere. De-abia așteptăm. Ne bucurăm mereu să te revedem. Și eu mă bucur. Mulțumim că ai venit. Mersi mult și eu. La revedere, numai bine. Sărbători fericite. Viața ieșită din tipar, doar în România Liberă. Doar în România.